Primii care au trecut pragul instituției au fost actorii și personalul tehnic al teatrului. Unii nu s-au putut abține și și-au testat creativitatea pe pereții proaspăt reabilitați. Alții au improvizat pe scenă. Asta până la sosirea primarului Gheorghe Ștefan, căruia au început să-i reproșeze diverse lucruri. Printre revoltați au numărat și oameni mai puțin supărați, care i-au punctat edilului șef, nemulțumirile privind funcționalitatea teatrului. Și nu s-a înțeles și o repet și de asta mă doare. Sunt două chestii distincte, contracte diferite, consolidare pe fonduri europene și amenajările din fonduri proprii. Deci la fondurile proprii nu avem încă contractat pentru că nu s-a prezentat nimeni la licitație. Asta vă spun. Haideți, veniți, documentați, vă dau toate documentele la primărie. Singura greșeală mea, că nu s-a făcut, să zicem, o dezbatere publică și să vină specialiștii în teatru înainte de începerea. Exact, nu la sfârșit. Asta poate îmi asum eu lucrul ăsta. Dumneavoastră trebuie să fiți bucuros pentru întâlnirea cu noi, pentru că s-au stabilit niște probleme ce trebuie rezolvate. Ne-am spus și noi părerea. Și trebuie să fiți bucuros că ați avut posibilitatea să vi se ridice aceste probleme. Să era nu vă supărați. Nu, eu nu mă, mă supără, spun vă spun ce. Eu am puterea să recunosc în viața asta când greșesc. Și am spus, domnule, vă dați seama câte contracte sunt pe primărie și nu poți să le urmărești. Unii nici n-am fost pe la el, vă spun foarte sincer. Aici, într-adevăr, dacă aici a fost o eroare, că nu s-a găsit un colectiv din specialiști și oameni de teatru, împreună cu proiectantul, cu constructorul, să fi stat înainte de a începe lucrările, să spun, domne, uite, aici normal ar fi așa, 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 și ar trebui. Acum, să zicem, este târziu, dar niciodată nu e prea târziu. Să poate împreună cu doamna proiectant, vrea să sesizați, să zicem, disfuncționalitățile și pot fi corectate. Asta este. Și oricum, să zicem, eu, după opinia mea, corecțiile pot fi făcute într-un timp în care să nu depășească amenajările interioare care încă nu sunt contractate. Deci, se poate ieși în același termen și cu corecturi și cu amenajări. Printre pietrenii care au vizitat teatrul cu această ocazie s-au numărat și câțiva pensionari. E ok, totul. Cum arată lucrurile? S-a scris mult despre subiectul ăsta. Este frumos. Este frumos, arată bine. O părere bună așa, numai că nu-i gata, așteptăm să fie gata. La ce v-ați fi așteptat? Să fie totul, mobilierul, să dai un spectacol, ceva așa, pentru orașul. Și cum ați găsit ceea ce vedeți, cum arată? Așa arată bine, e frumos, e aranjat, e lucrat. Când o să fie gata, o să fie mai bine, mai frumos. E frumos. Ați pus mâna să vă convingeți de calitatea lucrărilor? Nu, mă interesa placatul cu ce e. Calitate, pe subtele cine știe, cred că-s bune. Mi se pare o lucrare bine realizată? Așa, din privire, da, dar timpul arată cât de bun au fost făcute. Tocat așa din avion, e foarte frumos, e bine refăcută, dar nu cunosc în detalii. Alături de primarul municipiului Piatra Neamț, la discuțiile de astăzi s-au aflat proiectantul, managerul de proiect și reprezentanții firmei constructoare. S-a stabilit în final că eventualele remedieri care cad în sarcina constructorului, dacă acestea există, vor fi acoperite de garanția de bună execuție reținută firmei constructoare.